O să zică lumea, bun, sunteți în opoziție, aveți și ranchiunea aia cu Ciolacu că v-a luat funcția, cu peneliștii că oricum v-au dat jos de la guvernare că era ciuma roșie. Deci ce să ziceți dumneavoastră? Ziceți pe contrasens, nu? Nu. Nu, să știți că nu, da, nu vreau să fac și nu mi-am propus ca să atac o persoană. Sub nicio formă nu vreau acest lucru. Eu mi-am dat demisia, nu pot să spun că mi-a luat domnul Ciolacu. E, v-a forțat locuri. Lumea pe la PSD acolo, făcut, nu? Au făcut, ieri știam de acest lucru încă din turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cum adică știați? Știam de acest lucru. Știați pentru că e un plan să vă schimbe? Nu, era un plan ca să, efectiv, nu s-au așteptat nici să intru în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Între turul 1 și turul 2, deja dădeau telefoane în teritoriu să dea afișele jos. Să nu poți să... Cine dădea telefoane? Cei care astăzi conduc Partidul Social Democrat, dar este un capitol închis. Stați puțin, dar nu, Dănăcile, nu e un capitol închis, măcar de dragul istoriei. Deci domnul Ciolacu, domnul Stănescu, erau mai mulți. Sunau pe teritoriu să dea afișele jos? Să dea afișele jos, primarii mă sunau, știam de acest lucru, dar am mers mai departe. Și nu i-ați confruntat? Nu mai avea sens. Nu mai avea sens, pentru că nu mi-am imaginat că există asemenea oameni pentru care scaunul este mai important decât destinul României sau destinul românilor. Să nu uităm că aceiași oameni au fost cei care au contribuit la trecerea moțiunii de cenzură. Da. Eu nu acuz Partidul Național Liberal. Moțiunea de cenzură este un mijloc de a dărma guvernul, este democratic, ei și-au făcut datoria. Ceea ce m-a nemulțumit a fost că cei din partidul pe care îl conduceam au fost cei care au ajutat ca să treacă moțiunea de cenzură. Bun, poate, că v-au trădat, da, dar... Poate destinul României era altfel. Poate reușeam să duc la bun sfârșit programul de guvernare. Și să nu uităm că în programul de guvernare erau măsuri și sociale, dar și măsuri pentru economia. Dar au făcut toate lucrurile astea de care îi acuzați împreună sau cu... sub oblăduirea lui Iohannis? Da. Eu consider că da. Știu că domnul Ciolacul se supune și acum cerințelor domnului președinte Iohannis. Dacă se supune instituțional, ierarhic, e firesc? Nu. Nu? Nu. Nu. Adică ce fel de supunere? Atunci când îți dai jos propriul guvern, nu se poate. Stați puțin, Iohannis a comandat ca dumneavoastră să plecați acasă? Gândiți-vă, logic, gândiți-vă că intram în alegerile prezidențiale. Eram contracandidatul domnului. Și se temea de dumneavoastră, domnul Iohannis? Nu spun că se temea, dar probabil și dorea un scor cât mai mare, nu? Mhm. Și dorea să... Păi și-a luat la votat românul cu 70%, cu cât? 66%. Dar uitați, că vorbeam de momentul ăsta, de momentele acelea. În 2019, dumneavoastră ați avut o întâlnire între patru cu Klaus Iohannis la Cotroceni și mulți au spus la momentul respectiv că acolo s-a întâmplat ceva, că dumneavoastră ați pactizat cu Iohannis și ați zis, bine mă, domn președinte, eu o să candidez, o să iau puține procente, dumneavoastră o să luați multe, legitimat de popor, ura, ura, și vedem mai departe ce o mai fi. Și că atunci v-ar fi promis Klaus Iohannis, inclusiv că rămâneți premier. Domnul Cristache, știți cum este? E foarte ușor, noi avem o vorbă, hoțul strigă hoții. În momentul în care aveam o înțelegere cu domnul Iohannis, așa cum au spus cei din partidul meu, că din fostul meu partid, cum au subliniat, negociam și eu ceva, nu? Păi și n-ați negociat cu Iohannis? Efectiv, ori să rămân premier, ori să rămân președinte de partid, ori să obțin o altă funcție. Păi și ce ați vorbit, doamnă, atunci la întâlnirea între patru ori? Erau lucruri legate strict de guvernare. Nu am avut niciodată o discuție personală cu domnul președinte Iohannis. Doamnă, dar dumneavoastră ați candidat cu gândul să câștigați la președinție sau ați candidat să vă aflați în treabă? Că la un moment dat părea că sunteți la plesneală. Nu. Gândiți-vă că în acel an, în 2019, Partidul Social... De ce n-ați lăsat, dacă tot era un pericol Iohannis, de ce n-ați lăsat o candidatură care chiar să-l fi zdrobit pe Iohannis și v-ați băgat dumneavoastră? Ziceți-mi alta care l-ar fi zdrobit. Uite, Mircea Diaconu, dacă făceați scut în jurul lui. Nu trăgea PSD-ul și nu va trage niciodată PSD-ul. Păi și nu trage pentru membrii lui. Doamnă, n-a tras pentru dumneavoastră, că tocmai ne-a zis că sunați Stănescu să dea afișele jos. Pentru ceilalți, dar pentru unul din afară, nu va trage niciodată PSD-ul. Aici a fost un aspect diferit. În primul rând, a fost arestat președintele partidului. Da. În Partidul Social Democrat s-au format mai multe grupuri. Am încercat să unesc aceste grupuri. De aceea am făcut imediat congres ca să avem o conducere, pentru că în fiecare comitet executiv nu se discuta decât cine ce funcție are. Așa. Iar pe urmă
a trebuit să merg să candidez, pentru că au spus, dom'le, până acum așa a fost, a candidat președintele partidului. Deci v-au împins? Vă e frică? Propunerea pentru candidatura mea la prezidențială a venit de la Marcel Ciolacu în comitetul executiv. Serios? Da, eram toți acolo. Deci nu este... Deci v-am împins să candidat, Marvin. Deci a fost acea cutumă ca președintele partidului să fie candidatul la prezidențiale. Faptul că eram femeie, auzi, dacă crezi că ți-e teamă și ești femeie, faci un pas înapoi. Dar, de fapt, asta a fost... Deci aia a fost sentința dumneavoastră politică. Aceea a fost. Politică. Și să știți că am muncit foarte mult și au fost oameni care au muncit foarte da, mult. Da, știu, dar oricum, scorul dar, a fost scorul a fost lamentabil. Așa cum a fost, pentru că nu s-a vrut nici acea confruntare. Eu sunt convinsă că acea confruntare m-ar fi avantajat. Îl drobeați pe Klaus Iohannis? Nu știu dacă îl zdrobeam, dar cred că era mult mai bună decât Klaus Iohannis și lumea putea să facă diferența. Mm-hmm. Se pot face multe speculații, dar faptul că nu ai vrut, dați-mi o țară unde candidații din ultimul tur nu au această confruntare, sau dați-mi o situație în România, când în ultimul tur cei doi candidați nu au avut o confruntare. Da. Nu există nicio explicație. Înțeleg că ați făcut și un calcul greșit. Ați zis, bă, las că-l prind în ring și îl vedem acolo. Și nu, de fapt, n-am mai venit am în vrut, ring. Am vrut și să știți că eram... Sunt un om politicos, sunt un om cu bun simț, nu sunt un om care să jignească sau ca să vin cu lucruri urâte. Dar sunt convinsă că atunci oamenii puteau să facă diferența și poate vedeau că toate aceste lucruri care s-au spus în cei un an și 10 luni nu erau conforme cu realitatea. Mm-hmm.